Rumașcanii vor primi tichete sociale de 4 ori pe an. Decizia a fost luată la sfârșitul săptămânii trecute, când aleșii locali s-au întâlnit cu primarul pentru a analiza bugetul pe anul în curs și, bineînțeles, pentru a stabili prioritățile. Tichetele vor avea o valoare de 40 de lei, iar condițiile de acordare vor rămâne aceleași. Primesc bonurile pensionarii, dar și persoanele cu handicap, care au un venit net lunar de până în 750 de lei per membru de familie. Am transmis astăzi Direcției de Asistență Socială de a-și pregăti activitatea în urma deciziilor pe care le-am luat cu privire la eliberarea tichetelor sociale de 4 ori pe an, deci o dată pe trimestru, scăzând în același timp cota sumei la 40 de lei de tichet. În aceleași condiții vom intra cu regulamentul, cu modificare imediat în luna ianuarie, deci în urma discuțiilor cu consilierii, a prezentării situației, a solicitărilor lor, am analizat în ședința neoficială, ca să spunem așa, și am ajuns la un punct comun. Nu mai dăm de 2 ori pe an câte 70, dăm de 4 ori pe an câte 40. Sume care vor fi prinse în bugetul anului 2014 și am dat deja Direcției de Asistență Socială de a proceda la modificarea regulamentului și de a pregăti cadrul de atribuire. Tichetele sociale se acordă la roman încă din anul 2012, perioadă în care acestea erau oferite lunar și aveau o valoare de 30 de lei. În anul 2013 s-a decis, la nivelul Consiliului Local Roman, acordarea bonurilor de 2 ori pe an, de Paște și de Crăciun, cu o valoare de 70 de lei. Iată că în 2014 beneficiarii se vor prezenta la Direcția de Asistență Socială de 4 ori într-un singur an.